Scandalul legat de legile justiției se amplifică după ce președintele Claus Iohannis a cerut demisia ministrului justiției Tudorel Toader, șeful statului a chemat și partidele parlamentare la consultări pentru miercuri începând cu ora 15. Programul consultărilor anunțat de administrația prezidențială este următorul ora 15 PSD, 15.30 ALDE, 16 PNL, 16.30 Uniunea Salvați România, 17 UDMR, 17.30 PMP și ora 18 Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale. Președintele Claus Iohannis a criticat în repetate rânduri modificările aduse de puterea PSD Alde legilor justiției. Președintele României consideră că din dorința de a favoriza pe cei care au probleme cu legea, coaliția PSD Alde prejudicează iremediabil nu numai statul de drept și încrederea cetățeanului că nimeni nu e mai presus de lege, indiferent de funcția sau poziția pe care o are în societate, ci și toate eforturile unei întregi națiuni pentru care valorile fundamentale europene sunt incontestabile. Președintele Claus Iohannis condamnă ferm comportamentul iresponsabil al ministrului justiției, care sub Pretextul implementării recomandărilor Comisiei de la Veneția în cuprinsul ordonanței de urgență numărul 92 din 2018 a inclus prevederi fără nicio legătură cu acestea, ba chiar contrarelor, de natură să sporească îngrijorarea partenerilor europeni, a transmis președintele Claus Iohannis. Liderii PSD și ALDE au discutat astăzi despre invitația președintelui și urmează să decidă dacă vor merge la consultări împreună sau separat, dar cu un mesaj unitar. PNL anunța deja că va participa la consultările cu președintele de miercuri.